Salutare tuturor și bine v-am găsit în episod. Astăzi, fraților, o să ne pe contul secundar pentru că avem de deschis un giant chest de la quest. Țineți minte când am făcut chest opening pe contul secundar, păi nu aveam trofeele necesar ca să deschid giant chestul și uite că deja le-am făcut și putem să deschidem acest giant chest și să vedem ce o să ne pice. Deci, sigur că nu o să ne pice lucruri foarte bune pentru că e un giant chest de arena 10. Dar cine știe, poate o să primim vreo surpriză, ceva, habar nu am. Și am ajuns la 3125 m-am jucat în arena ca să fac și eu aici puțin gold, că vreau să am 40.000 de gold și să cumpăr vreo legendar din shop, poate Mega knight sau mai stiu eu ce, nu știu, zic și eu. Uh, haideți să deschidem acest Giant Chest și după să deschidem acest Silver Chest și să băgăm câteva meci în arena, pentru că văd că va vă place foarte mult și mie deja începe să-mi placă arena, chiar e foarte interesant, uh, chiar dacă pierd, chiar dacă câștig, adică dacă pierd necinstit, M mă supăr. Dar dacă așa e cinstit, mă bătut foarte frumos, atunci e fericit. Bun, 800.000 de, de gold, era jale să mai de acolo încă două bucățele de gold, că s-am 800 fix. 19 skeleton barrel, un rage, deja legendară nu este. Bă, ce am observat eu, că dacă îți pic uh, epic uh, de înainte, legendară nu mai este. Dar, din păcate, bă, și de ce la toți îl dă heal ca rar? Am văzut că heal -ul... Legendary chest, nice. Exact vreau să zic, bă, poate sunt pici legendary chest. Am observat că, ca rar, la mulți le dă heal. Nu li dă alte uh, rare, dar le dă heal. Și de ce? Habar am 95 de gold, un mega minion și 11 fire spirit. Ok, uh, mai avem aici până facem și acest quest, că să nișcăm uh, cu carte de 6 elixir de 30 de ore în arena și mai avem să donăm 40 de curse la clan members. Numai că ce dona, doar asta, vedeți o carte, dar îmi trebuie tocmai 40. E, o să fac quest-ul ăla mai greu și nu prea mă mai joc pe contul secundar și vă zic de fiecare dată cum mă prea mă joc pentru că gemul pe minus doar să mă joc în arena și chestii de genul da mă mai joc în arena, mă mai distrez, mă gândesc să fac ceva episoade mult mai interesante, dar asta pe viitor. Uh, bun, fraților, cam ăsta este decul meu, încă nu l-am schimbat niciodată am muschetirile de level 7, pompă de 6 bă, cred că cărțile sunt destul de ok uh, destul de decente rarele aproape de level 7 aproape și deja cum de level 10 și ăsta de level 5 băi e destul de ok, e perfect. Muschetirii level 7 chiar sunt foarte buni, sunt mai bun decât cel de level 6 și asta mă bucură. Hai să dăm aici un match în arena să vedem cum și ce se întâmplă. Sandstorm Moldova. <laughs> Am dat de moldovean, frate. Am dat de un moldovean în arena, ești nebun. Bău, dar oare mă știi ca dacă s-o înervat? Dar nu cred că mă știe. Că avea să spameză cu emojiuri. Dar vedeți că s-o înervat. Sandstorm Moldova. S-a văzut și un clan acolo pus Moldova, așa au dat pe caia, au dat și zapul din pacate ma că nu am... Nu am de asta, inferno -ul. Hai că vine și inferno la mine, dar să pun... Vezi, deci mai aici un zap și ce băgăm așa Inferno Tower și aici să bag knight -ul. pentru asta să mai prăjesc acolo un pic. Aici e de Murrows chiar dacă erau degeaba, dar în fine. Ne-am apărat destul de ok, după părerea mea. Îmi trebuie să-mi pun pompa, nu trebuie să-i dau acum try hard. Trebuie să pun pompa, foarte tare. Bă, fraților, și odată chiar am nimerit cu un fan în arenă, bă, frate. Dar cum mi-am dat seama că e fan că începea să spamezi cu emojuri. Oh my god, oh my god, și m-a lăsat. Gen, a făcut egalitate, nimeni nu mi-a luat niciun turn. Adică nu ne-a dat damage la turnuri direct. Dacă știi ce zic. Uh el spama emojuri, m-a lăsat, gen nu ne atacam unul pe altul. Și chiar a fost destul de interesant. Care erau șansă să spic cu un fan în, în arena? Și gen uh, l-am lăsat, uh, nici nu ne-am bătut. Pur și simplu stăteam și ne spamam cu emojuri unul pe altul. Eu spuneam, wow, bă, nu credeam că pot să în arena cu un abonat. Și aici am trebuie să omor Electro wizard -ul. Așa l-am omorât. Dar ce fac cu Peca? Ce fac cu Peca? Cu Peca? Peca? Hai pe ca du-te la pompă. Du-te pe ca la pompă și dacă... O, oh, pe nici nu s-a dus la pompă, nice. Băgăm aici arrows. Dar mi-a dat o gramat de damage cu barbarie aia. pă că n-am scarme, trebuie să-mi pun scarme în deck, dar la mine deck-ul ăsta nu-i făcut de scarme. Trebuie moschetire aici. N-am văzut să aibă fireball. Trebuie să-i las mai puțin să-mi dea damage. Dar să-și pună din nou pe Ca trebuie să-l aibă. Mai decât trebuie să ai peca. Mai ca să night-ul mai mult. Ar fi blană bombă. Bă, ați văzut când peca i au murit. Aici am un zap. Mai aveam acolo încă două muschetiri. Ne mai ducem cu încă trei muschetiri. Așa. Mai băgăm aici și un night. Și ne ducem la 3-0 că să facem foarte mult gold. Dar foarte, foarte mult gold. dați să-i ce aici eu mulțumesc. Dar nu-l iau la 3-0, nu? E ce bag așa Și a fost câștigul meu Easy Yeah boy Ați văzut cum s-au întors lucrurile? M-a câștigat el Și deodată eu m-am dus acolo cu 5 muschetiri Boom A fost bombă Mi-a plăcut mie ăsta. asta Please rate or review uh, never Așa, am luat 180 de gold. Bă, cred că gold rush ăsta e cea mai bună metodă de a-ți face gold gratis. Uite, nu, trebuie, nu, dai 60 de gemuri, 80 de gemuri, nu stai, unde e? 60 gemuri că să ai 1000 de gold. Faci 4000 de gold gratis. Foarte tare treaba asta. Hai, mă duc și la un -cum battle. foarte, foarte tare. Bă, îmi place decul ăsta, nu știu cum l-am făcut. Pur și simplu, știi, când îți faci un deck propriu, îți faci și după dorință, gen te gândești, bă, cum să dai counter la aia, cum să dai counter la aia și ți faci așa un deck cu counter de astea și primești un deck de asta Așa mi-a ieșit deck acesta și așa mi-a făcut și deck meu cu Mega Knight. De asta. cred că succesul, că să... Genul succes, că nu, te, nu mereu câștigi sau chestii de genul acesta. Dar... Ce mai bun metodă, ex joci mai bine, trebuie să faci decul tău, după părerea mea. Așa, minioni acolo se moară. S-a avut minioni de level mai mare, mamă, ce tare era. Și hai să-i omor și Ice Wizard-ul. Opa, are Mega Knight. Pregătim ce un zap. Am bagat acolo minierul. Eu bag aici Knight-ul și papa pompa, din păcate. Am Bă, și am observat că atunci când ăsta e de gheață, uh, pompa ăsta mai greu merge. Uh, Inferno. Hai, please, un hit și smoară acolo. Așa, nice. Punem trei muscheteare aici. El a pus -a, mega night ul nu? Mă cred că slaibă din nou. Dar, ne dați sau nu ne dați fasole cu cărnați Dar el nu stie că eu mă duc așa să fac. pacat că nu tanchează Goblin barrel -ul turnul lui e rip, cred că și-am eu tot e rip. Da. Ambele turnuri is down. Aici băgăm un inferno tower. Hai, man, 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 man. Prăjește Mega Knight-ul la Bă, deci nu e prăjit Mega Knight-ul, că pierd 3-0. Bă, scheletoni ăștia. Din cauza la scheleton m-au bătut 3-0, ești nebun. Din cauza la scheleții ăștia. He, ce să-i facem? Hai încă un meci. Păi măcar să fac și eu play expensive A, da, uite, am făcut asta cu play 1v1 arena. Mi-a dat gemuri că pe care nici le-am. Sunt dus în minus acolo. Vă închipuiți, bă, cât să vrea să stau și să farmez gemuri, ca să... Sunt mai am minus, mama mia. O viață întreagă. Ce dumnezeu de decare și Nai Night, aici, să duc și minioni să omoare tot pe acolo. -ra 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 -ra. Așa, minionii, omorati Night Witch-ul și dați-i damage acolo. Dați, stii că... Așa, băgăm un Goblin Barrel, exact timing cu Electro Wizard-ul, sau nu? Ce fel de timing, mă? Da am pompa, n-am pompa, n-am pus-o. Bag infernul aici, ca altceva nu știu spun. N-am scarmi, pur și simplu. Și asta e greșeală n am scarmi. Vedeți că mulți decuri cu cu de și de-astea? Dar eu n-am scarmi. Bă, ce Dumnezeu asta vrea să-mi dea chip damage? du te mai de aici. Mai du-te mai de aici. Please nu da. O dat. Mm, yeah. Bă, dar și mă enervează deja. Trebuie sa mi pun pompa aia, dar nu reușesc să-mi pun pompa aparent. Bă, dacă îmi pun Goblin Barrel-ul, ce faci? Ce faci, man, dacă îmi pun Goblin barrel -ul? Oh no Macar sa-i scot prințul Bă, macar scoate prințul, frate Scoate bă prințul, bă O dat hit, ești nebun Hai că ăsta tot e luz Uite level 11 și stă cu un joacă mama mia Nu mai am elixir, de unde Dumnezeu are elixir nebun ăsta? Era aici Knight aici Da, ăsta e luz, ce fac. n ce să-i fac, pur și simplu. E prea cancer, ăsta e mai legendarii. Am mult mai vine și cu un lambăr de ăla. Dar ce frate să-i fac la prinț, la de ăștia? Uite, vine cu minerul la de are deck yep, full legendarii, ce Dumnezeu. Prințul ăla mă omoară. Uite, am pierdut din cauza prințului, doar. Și azi mă bat din log. Nu lăsa pe ăsta să dea damage. Și m luat la, din nou la 3-0, ești nebun. Adică nu 3-0, eu când zic 3-0 mă la 3 coroane de-astea. Băi, deja două luzuri. Bă, și n-am făcut play expensive, ești nebun. Hai să mai fac încă un play expensive. Măcar i-am luat turnul. Uite, am 3100 fix. Macar să iau... Să fac și eu quest-ul ăla. Eu mi se pare că cea mai mult de 6 am pompa și ăsta. Dar ați văzut, bă, că n-am putut pune pompa și de-aia și am pierdut. Doamne, ferește. Avea la elixir care Avea deck ieftin. Avea deck ieftin, dar eu am. Și... La mine deck e scump. Adică nu Nu-i cine știe ce scump. Dar mă pușat foarte rapid. Eu până îmi încărcam elixirul. Ai că al scot easy, nu-i problemă. Da, să acolo un Goblin Barrel. Hai, man, să fim serioși și iar cu Prinț. Iar Prinț, bă. Dar și de ăsta o grămadă de damage, doamne, cât damage dă. Ah, uh, cât damage, cât damage. Sunt și ar să reușesc să-mi pun trei muschetiri. Hai, trei muschetari. Hai. Hai, frumoase, mele. Hai, ne-am dus. Cât aveam pompă aici, frumos. Trebuie să mai pompăm, da. Oh, no. A să dea zap. Nu, că o dat deja. Da, e prost. Și-a dat aici un goblin bear la așa. Uite bă ce face asta cu două muschetiri moarte I-am scos turnul Lol Și încă și dau damage în King Cu două muschetiri moarte Vezi dacă a dat zap mai devreme Nu știu pentru ce a dat pentru minion Eu avea să las Nu las prințul acum Du-te dracu Du-te că nu te las Și strâng acum din nou elixir Și şi pun, pun muschetirile din mijloc. E că cu muschetirile de 6 nu puteam să le pun în, în mijloc și se ia turnul de, deodată. Dar astea de 7, dacă le pun în mijloc, ia turnul deodată. A, gata, nu mai pun în mijloc. O las să-i muschetirile, bă. Acolo o las pe aia să o moare tot. Ăla că am greu pus electroul. minioni aici. Așa. Poc, 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 poc. Din nou aici. Frumos. Minioni așa. Să-l las să-mi dea turnul jos, dar nu că eu deja am făcut asta challenge-ul. Dar trebuie Godmaker Bă, oare scot în două secunde? Aha, uh -huh, dacă pune prințul, îi scot eu. Dar măcar am câștigat. Hai că m-am uh, mi luat un meci înapoi și mi-a trebuit încă unul și ai, ah, au fost. Măcar mi-a făcut și eu quest -ul. Așa, Sfârcit. E, yeah, boy! Hunter, cine are aici Hunter pe contul secundar, m uh? Mi-a picat Hunter, fapt, care erau șansele din toate epicile să-mi pici Hunter? Am o carte nouă, nice. Și de aproape am făcut toate quest-urile. Toate quest într-un sigur episod am făcut. Nice. Uite, frate, câte cărți nu am și am hunter U! Uh! Fine. Fain că am hunter -ul. Asta mă pot să mă joc, să mai fac diferite chestii. Și chiar aș putea face acum ceva chestii pe care vreau să o fac dinainte. Dar deja stau să vedeți în episoadele viitoare. Bun, fraților, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă este așa, dați un like, să vă abonați și să dați vă un mai ajută enorm de mult la acest episod. Iar noi ne vedem deja data viitoare cu un alt episod. V-am toți. Pa, pa!